Golgheterul ultimului sezon competițional al Ligii I din România are poftă de gol și în străinătate. După ce a câștigat titlul de golgheter al Ligii I în sezonul competițional 2013-2014 cu 14 goluri marcate, șimleanul Liviu Antal a părăsit prima scenă a fotbalului din România și s-a transferat în campionatul din Turcia. Aventura fostului jucător al echipei FC Vaslui în campionatul turcesc s-a încheiat în finalul primei luni anului 2015, când șimleanul a decis să-și continue cariera în Țara Sfântă, la Beitar, Ierusalim, formația aflată pe locul 5 în primul eșalon fotbalistic al Israelului. Liviu Antal a aratat primul joc din campionat al echipei sale imediat după semnarea transferului, datorită lipsei de timp pentru înregistrarea formelor necesare la Federația Israeliană, dar a făcut parte din lotul echipei în partida de luni seară disputată de Beitar Ierusalim în deplasare și pe care șimleanul a început-o în postură de titular, reușind chiar să marcheze un gol. Liviu Antal a marcat pentru Beitar Ierusalim cu un minut înainte de pauză. La scorul de 1-1, Antal a transformat o lovitură de la 11 metri și a dus scorul la 2-1 în favoarea echipei sale, care în final s-a impus cu 4-3 și a plecat acasă cu toate punctele puse în joc. Următorul joc al șimleanului în campionatul israelian este programat duminică 15 februarie de la ora 20:15, când Beitar Ierusalim primește vizita echipei Hapoel Bnei Sakhmin.